Lucita preacucernici părinți, frați, iubiți credincioși, iată că la câteva zile după Marea Sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci, prin osârbia unor oameni de bine, s-a ridicat această frumoasă troiță. Desigur că pentru noi creștini întotdeauna crucea este simbolul biruinței. În mod paradoxal, deși pe ea a fost răstignit Mântuitorul Hristos și a fost jertfa cea de sânge a Mântuitorului Hristos pe cruce, prin această jertfă Mântuitorul ne-a adus nouă mântuirea. De aceea orice cruce pe care o vedem în drumul nostru este o amintire a jertfei Domnului Hristos. Acesta este semnul prin care noi ne-am dobândit salvarea sufletelor noastre. Felicităm pe cei care s-au implicat și care prin osârdia lor au ridicat această frumoasă troiță, au împodobit-o și cu pictură. Pe preoții parohiei care s-au implicat de asemenea în ridicarea acestei troițe, pe dumneavoastră, pe toți care veți trece pe aici, să vă aduceți aminte și să fie un moment de aducere aminte, pentru că orice cruce ne aduce aminte de jertfă și de iubire. Jertfa este legată de iubire, pentru că din iubire față de oameni, Domnul Hristos a răstignit pe cruce.
Și iubirii lui trebuie și noi să răspundem asemenea cu iubire. Deci suntem datori ca în semnul sau în cinstea acestei iubiri pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o să răsplătim și să întoarcem și noi aceste iubiri tot cu iubire. Bunul Dumnezeu să vă ajute tuturor să fiți sănătoși și să vă dăruiască spor în tot ceea ce faceți. Amin. Părintele o să vă boteze pe fiecare parte în timp ce vrei, după care vă puteți închina la... Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Tu ești, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Miluiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău.